Anul acesta ne vedem cu un nou proiect, un proiect pe care vreau să-l fac pentru copii. Vreau să le arăt și să învăț matematica, vreau să le arăt matematica pas cu pas pentru copii până în clasa 8-a. Dacă aveți copii, lăsați mesaje în comentarii, cu exerciții pe care ei și-ar dori să le facă. Și eu voi face pentru ei, pentru fiecare exercițiu, voi face câte un video și voi explica pas cu pas cum se rezolvă. Vă aștept și pe pagina mea de prăjituri cu camele și bucate gustoase pe Facebook. Dacă doriți, o să facem în direct, gratis, cu copiii, lecții de matematică. Vă Am aștept pe venit toți. să vă sorcovesc. La început de an, cu orez. Sorcova vesela, să trăiți înflorit, ca un măr, ca un păr, ca un fir de trandafir, tare ca piatra, iute ca săgeata, tare ca fierul, iute ca oțelul. Sorcova vesela, să trăiți înflorit, ca un măr, ca un păr, ca un fir de trandafir. Camerii, caperii, în mijlocul verii, ca vița de vie la Sfânta Marie. Vacile lăptoase, oile lățoase, porcii unsuroși, copii sănătoși, câte cuie sunt pe casă, atâția galbeni pe masă. Să trăiți, într-un mulți ani fericiți, și ca pomii să înfloriți, și ca toamna cea bogată, fie casa îndestulată, tot cu mesele întinse, cu făcliile aprinse, să petreceți împreună, până în veci, cu voie bună, la anul și la mulți ani! Vă doresc un an nou fericit, plin de bucurii, de speranță, de iubire, alături de familie și de cei dragi. Îi aștept pe copii cu mare, mare drag. Matematica nu este grea. Important este să fie învățată din timp. Vă mulțumesc din suflet. La revedere, o zi frumoasă, multă, multă sănătate vă doresc. Și vă aștept pe toți să facem împreună nu numai prăjituri, nu numai dulciuri, să facem și matematică, să învățăm copiii. Au nevoie, mai ales în aceste timpuri pe care le trăim. Copiii au nevoie să fie ajutați. Vă mulțumesc din suflet și vă doresc multă, multă sănătate și la mulți ani, să trăiți mulți ani fericiți. Vă pup dulce pe toți!